Dragii mei, prieteni, vă salut cu bucurie în numele Domnului Iisus, cu multă pace. Matei, capitolul 5, cu versetul 13. Voi sunteți sarea pământului, dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară, călcată în picioare de oameni. Domnul Iisus Hristos le vorbește ucenicilor despre influența pe care ei avea să o aibă în viața oamenilor. Și mesajul pe care vreau să-l aduc înaintea dumneavoastră se numește Sarea pișcă, dar schimbă conținutul, schimbă sensul. Fericirile descriu aspectele fundamentale ale caracterului unui ucenic al Domnului Iisus Hristos. În schimb, metaforele sării și ale luminii sugerează influența benefică pe care acestea le are. Și Domnul Iisus Hristos face această analogie între sare și chemarea unui ucenic, care este de o importanță majoră. Dacă ne gândim, putem să aflăm de la bun început că funcția sării este aceea de a preveni descompunerea și cu siguranță cei care folosesc sarea pentru a conserva sau pentru a salva un produs care nu rezistă la soare înțelege mult mai bine aspectul acesta. Așa avea să fie și cu ucenicii. Într-o societate căzută, ei avea să prevină căderea în păcat și avea să ajute mulți oameni să fie răscumpărați, să fie salvați prin Domnul Iisus Hristos. Într-un context în care societatea decade până la punctul în care ajunge să marginalizeze principiile și valorile Scripturii, ucenicii sunt chemați să aducă un aport. Și cum puteau aduce ei aportul acesta? Prin prevenirea, prin spunerea adevărului. Și ne amintim că ucenicii, apostolii, în timp ce mergea și predica Evanghelia, le spunea oamenilor și despre păcatele lor și despre modul în care Dumnezeu vede lucrurile și ceea ce ei ar trebui să facă pentru a fi acei ucenici care să se închine Domnului în duh și în adevăr. Și într-un astfel de context, noi ca și creștini suntem chemați nu numai să vorbim oamenilor despre dragoste, dar suntem chemați să și prevenim, să spunem oamenilor adevărul. Și chiar dacă uneori este neplăcut, uneori chiar avem parte de suferință sau de prigoană, așa cum menționează Domnul Iisus Hristos în versetele 10 la 12 din Matei, capitolul 5. Ce trebuie să știm despre sare? Pentru că inevitabil Domnul Iisus Hristos ne cheamă să fim acea sare în lume care să prevină, care să îi ajute pe oameni să se întoarcă de la modul lor greșit, modul lor păcătos, la o viață sfântă, plăcută și evlavioasă Domnului. Domnul Iisus Hristos adaugă o clauză specifică ucenicilor și el menționează următorul aspect, că dacă ei vor să aibă o influență pozitivă în societate prin chemarea pe care el le-a făcut-o, ei trebuie să își păstreze gustul, să nu se compromită, să nu trăiască o viață imorală, o viață păcătoasă. Și strict vorbind despre aspectul acesta al sării,
Sarea nu își pierde gustul, dar există un moment în care sarea își poate pierde gustul și acel moment face referire la faptul că dacă cineva amestecă sarea cu alte substanțe, așadar putem observa că sarea își pierde gustul în momentul în care este amestecată cu alte substanțe dăunătoare acesteia. Domnul Iisus Hristos a rânduit de asemenea instituții care să aducă liniște, să aducă pace, dar în același timp El a instituit biserica, biserica care are rolul de a se impune, de a spune oamenilor adevărul, chiar dacă uneori este neplăcut, dar este sănătos să spunem oamenilor ceea ce ei trebuie să facă ca să se împace cu Domnul Iisus Hristos. Un astfel de moment ne amintim de Apostolul Pavel când îl mustră pe Petru pentru că el devenise o persoană cu două fețe, un fățarnic, și Apostolul Pavel îl mustră pe Petru și îi zice că ceea ce el a făcut nu este bine. Domnul Iisus Hristos este cel care îi învață pe ucenici și le spune cât de important este adevărul acesta de a săra. Și uneori este neplăcut să mustri pe cineva, să spui un lucru care deranjează, dar este sănătos, este acel beneficiu care îl ajute pe om să se trezească, să observe realitatea și să se pocăiască. Ucenicii trebuie să fie un dezinfectant care îi ajute pe oameni să își corecteze viața morală, să își pună viața morală în rânduială cu Domnul Iisus Hristos. Îi ajute pe oameni să crească din punct de vedere spiritual, relațional. Pentru a fi eficace ca și creștini într-o lume căzută, trebuie să păstrezi asemănarea cu Hristos. Vrăjmașul, diavolul, va căuta să atace la identitatea noastră. Va căuta să ne compromită, să trăim o viață în păcat. Dar nu uita că suntem chemați să ne păstrăm asemănarea cu Hristos, ca să avem puterea de a săra într-o lume căzută. Lloyd-Jones spunea că slava Evangheliei constă în faptul că atunci când biserica este absolut diferită de lume, în mod inevitabil este atrasă lumea la Hristos prin biserică, prin oamenii credincioși. Creștinii trebuie să fie activi, să spună oamenilor adevărul, să mustre, dar cu înțelepciune. Martin Luther sublinia următorul aspect cu privire la sare. Denunțarea și proclamarea merge mână în mână atunci când Evanghelia este într-adevăr prezentată corect. Cu alte cuvinte, sarea pișcă, dar este sănătoasă. Dacă vrem ca oamenii să cunoască adevărul și să fie mântuiți, răscumpărați, trebuie să le spunem și cealaltă parte, că Dumnezeu este Dumnezeu drept, gelos, care caută mântuirea oamenilor și care va pedepsi pe toți cei care nu vor să aibă o relație, nu vor să se întoarcă la El prin Hristos. De aceea este foarte important să avem în vedere și aspectul acesta. Acolo unde Dumnezeu ne-a așezat, avem această responsabilitate să spunem oamenilor adevărul, chiar dacă uneori suntem marginalizați, chiar dacă uneori poate nu mai suntem băgați în seamă sau pierdem anumite beneficii. Dumnezeu ne cheamă să spunem adevărul, chiar dacă
doare. Dacă vrei să îi ajuți pe oameni, ca și ucenic al Domnului Iisus Hristos, uneori trebuie să fii aspru, dar în timp ce ești aspru și spui adevărul, omul trebuie să simtă dragostea. Trebuie să pui sare pe răni, acolo unde oamenii au nevoie, și când sarea își face efectul, rana este vindecată, omul este vindecat, eliberat și ajută ca acel om să cunoască adevărul și să fie transformat, schimbat și motivat ca să trăiască o viață evlavioasă cu Domnul Iisus Hristos. Problema cea mai mare a bisericii în decursul istoriei a fost aceea că ei, credincioșii, biserica, a dorit să se conformeze culturii societății, fără să creeze ea însăși o cultură biblică, o cultură sănătoasă în care oamenii să cunoască adevărul. Și fie ca Bunul Dumnezeu să ne ajute pe noi, credincioșii, să cultivăm în viețile noastre adevărul lui Dumnezeu și să ne lăsăm sărați noi înșine de acest adevăr, chiar și acolo unde nu ne place și este dureros, dar odată ce suntem vindecați, vom înțelege și modul în care putem să sărăm în viața oamenilor adevărul și ei să fie vindecați, eliberați. Fericirile ne încurajează să unim afirmația cu condiția. El, Domnul, ne promite multe lucruri, dar aceste binecuvântări sunt condiționate. Așa este și cu sarea în cazul acesta. Dacă sarea își pierde gustul, nu mai are putere de sărat. De aceea, gândește-te și la aspectul acesta, că trebuie să fii omul care să se lase sărat de Domnul Iisus Hristos, să se lase schimbat de Duhul Sfânt în interior. Și astfel vei putea să schimbi viețile oamenilor prin proclamarea Evangheliei și prin ajutarea celor din jur. Sarea și lumina au un lucru în comun, să dăruiesc și să cheltuiesc pe ele însele, și astfel sunt opuse oricărei formă de religiune egocentrică. Hristos ne cheamă să ne dăruim, să slujim pe oameni acolo unde sunt ei, dar trebuie să ne amintim de lucrul acesta, că El, Domnul, ne oferă oportunitatea să sărăm, dar ne oferă și oportunitatea să fim sărați de adevărul Evangheliei. Să ne rugăm. Doamne, mulțumim pentru adevărul Tău, pentru că El este Cel care ne-a schimbat inimile și continuă să schimbe inimile noastre. Mulțumim pentru că ne chem într-o societate decăzută, într-o societate în care adevărul Tău este neglijat, Tu ne chemi să sărăm, să fim o binecuvântare și ajută-ne la lucrul acesta prin puterea Duhului Tău cel Sfânt. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze viețile și modul de trai acolo unde sunteți. Amin.